Iulian, avem plicul, asta înseamnă că aflăm cine merge în etapa următoare, mai exact în semifinală. Așa că haideți să vedem pe cine dumneavoastră, cei de acasă, ați trimis în etapa următoare. Așadar, aproape 25.000 de voturi. Uriaș astăzi. Cum v-am spus ceva mai devreme, astăzi a fost un duel transilvanean între Zestrea, Budurești și Bihor și dansatorii de pe Someș, Cluj. Aproape 25.000 de oameni au votat. Câștigători atât la partea online cât și la partea de SMS-uri este ansamblul care merge mai departe în semifinală. Un ansamblu votat de cei de acasă, doar cei de acasă au hotărât, este ansamblul Zestrea, Budurești și Bihor! Au votat pentru Bihor, 35% pentru Cluj. Bihorule, mergi în etapa următoare, în semifinală, la un pas de finală. Așadar, pregătiți-vă, pentru că deja sunteți cu un pas mai aproape de finală. Mergeți în etapa următoare, ați câștigat. De ce plângi? De ce plângi? Ai câștigat, ați câștigat. Uite ce scrie pe ecran, 65% voi, Bihorul. Aici se plânge de bucurie, aici se plânge de supărare. Nu mai pupic, Angela. Nu mai un pic. Stai să iau puțin microfonul. Acolo se plângea de bucurie, aici de supărare. Așa a fost să fie azi. Data trecută i-ați eliminat voi pe, cum ziceați, Buturuga Mică a răsturnat Carul Mare, nu? Pe Doina Gorjului, data trecută. Iar acum a fost în competiție cu Bihorul și lumea a votat pentru ei. Nu trebuie să plângi. Asta a fost să fie. Asta a fost să fie, dar îmi promiteți că ne mai întâlnim aici la emisiune, da? Da. Clujul, da? Da. Uite, și tu plângi, aoleu. Ei sunt dansatorii de pe Someș, căutați-i pe internet, sunt foarte talentați, sunt din Cluj. Și astăzi au făcut o treabă foarte bună, dar cele mai multe voturi au primit cei din Bihor. Da, felicitări lor, au meritat. Să știi că au primit multe voturi și la SMS-uri și la online, au fost pe primul loc și tu spui că au meritat. Vă rog eu aplauze pentru această dovadă de fair play. Foarte frumos! Oameni buni, mâine mai avem, un duel pentru a merge în etapa următoare pentru un semifinal, apoi mai avem 2 zile de pauză și săptămâna viitoare încă 3 zile din acest tur, pregătindu-ne pentru semifinale. Avem aceste două zile de pauză competițională, pentru că ansamblurile trebuie să aibă același timp de pregătire pentru dansuri. Mâine, la ora 3, vă aștept în fața televizoarelor. Eu sunt Cătălin Măruță și mă bucur că am ocazia să vă prezint în fiecare zi o Românie frumoasă. O Românie cu tradiții adevărate, cu costume frumoase, cu copii talentați și frumoși. Mâine ne vedem! Mâine la ora 3, seară frumoasă!